Sunt Dan Gărinde, conduc în această regiune operațiunile companiei Leadership International Management, o companie cu sorginte americană care lucrează global, lucrăm de 27 de ani, nu eu, firma, de 27 de ani în domeniul transformărilor organizaționale, a formării și antrenării echipelor înalt performante. Mă bucur foarte tare pentru faptul că sunt astăzi aici. Consider că este un prilej extraordinar pentru mine să învăț. Să învăț de la oameni care fac și fac foarte bine ceea ce fac. Să asist la prezentarea experiențelor pe care le avem fiecare. Am traversat în cele 2 ore, 3 ore de când suntem împreună aici câteva stări, n-aș spune chiar opuse, dar într-o marjă de feeling. Am avut un moment în care mi-au spus trebuie să închidem business-ul, n-are rost să cheltuim bani de pomană. De ce? Pentru că dacă actorii de pe zona economică din România vor avea contractele de muncă făcute cu sprijinul Irinei și a colegilor ei și își vor face recrutarea cu Vlad și apoi evaluările cu Mădălina, noi dispărem. Nu mai avem ce îmbunătăți. Ridicăm la așa un standard componenta umană a organizației noastre, încât noi, cei care spunem ajutăm îmbunătățirea, nu mai avem loc. Îi mulțumesc însă Monica din suflet pentru faptul că a vorbit înaintea mea și am reușit să constat că o companie despre care toți știm care nu doar preocupările, ci realizările în domeniul organizațional la un nivel foarte, foarte ridicat, vine și ne spune acum, de acum începem să lucrăm mai departe, deși suntem foarte aproape de acel zero defect, să-i spun. Este minunat și este un îndemn la învățare. Vă voi ruga, ca preț de 15 secunde, să ne gândim fiecare la o întrebare la care am dorit să-i găsim răspunsul. Am văzut cum recrutăm, am văzut cum evaluăm, îmi propun să vă răspund la întrebări privind domeniul la care zicem că ne pricepem. Cum ajutăm îmbunătățirea, transformarea culturii organizaționale? 15 secunde așadar, vă rog să ne definim întrebările. De schimbare organizațională, în momentul în care ai o organizație foarte stabilă, foarte mare, care nu mai este într-o perioadă de startup, ci e de foarte mulți ani pe piață, nu ai, să spunem, o fluctuație foarte mare de personal, cum poți să lucrezi la această schimbare organizațională? Potrivit de un management stabil, unde, să spunem, nu se pot face foarte multe schimbări de management. Este grozavă. A spus că lucrați pentru toată Europa de Est. Întrebarea e dacă se constată și pentru, să spunem, companiile autohtone, o tendință în schimbarea organizatorică. Încă știi foarte bine, multinaționalele vin cu o expertiză foarte mare în spate. Despre modul în care am putea să gestionăm această îmbunătățire a culturii organizaționale, când avem de-a face cu două subculturi, provenite dintr-un proces, să spunem, de achiziție, de privatizare sau de mixarea unei componente tehnice, pur tehnice, discutăm de cazul unei utilități, de exemplu, cu acea componentă de piață, de business. Aici, în interior, se nasc tot felul de conflicte și, în general, este foarte greu să obții optimul în cultura respectivă. Este foarte clar și, să zicem, simplu să stabilească obiective pe partea de safety, poate contribui, să spunem, personalul administrativ în cultura considerată. Că pot să existe sisteme care nu mai necesită îmbunătățiri? Voi completa eu cu câteva întrebări pe care le-am pentru fiecare dintre voi. Și îmi pare rău că nu mai este colegul nostru care a făcut la un moment dat
o afirmație de genul, vreau să-l provoc la o conversație pe tema asta, a făcut o afirmație de genul, instrumentul de evaluare prezentat de Mădălina este util sau valabil, nu rețin cum a formulat, după ce cultura organizațională este formată. Întrebarea pe care o am eu pentru fiecare din sală, ca temă de reflecție în următoarele zile, este cine stabilește că în firma mea cultura organizațională este formată? Cum stabilește asta? Cum știe asta? Și voi veni, am tendința de a... Nu, lasă-mi așa, bine, am tendința de a... În practica noastră nu sunt foarte uzuale prezentările de acest gen. Am încercat să mă adaptez echipei cu care suntem. Am tendința de a veni pe aceste întrebări și preocupări cu scurte istorii din experiența noastră, fie locală, fie globală. Suntem prezenți în zona schimbărilor organizaționale, nu doar în safety. Safety este o particularizare a culturii organizaționale, un focus. De regulă ne pliem programele pe care le livrăm pe solicitările, pe provocările de moment ale clientului nostru. Ce îl frământă într-un anumit moment dat? Și voi veni cu câteva exemple. Am auzit că în sală sunt companii de, sau reprezentanții unor companii din farma. Trei mari companii globale de farma sunt clienții noștri pe trei continente. O istorie care îmi place foarte mult provine din zona companiei AstraZeneca, cei din farma cu siguranță o cunoașteți, care companie a investit foarte mulți bani în tehnologie și în instruire în Asia de Sud-Est. Și concluzia pe care au avut-o la un moment dat a fost că tinerii angajați acolo și în care s-a investit foarte mult stau 2-3 ani mai mult și pleacă. Și pleacă nu din motive de salarii, sunt bine plătiți, dar pleacă. O problemă care generează costuri și generează o anumită instabilitate. Lim a fost invitat acolo și a derulat un program de păstrare a tinerilor în organizație. În industria alimentară, și cu asta vin și la un răspuns privind fuziunile, achizițiile, în industria alimentară, la nivel global, un program în care ni s-a solicitat alinierea culturilor organizaționale a trei firme care au fost preluate într-un timp scurt de către același proprietar, coincidența fiecare din cele trei firme avusese recent un proces de fuziune a câte două firme. Provocarea a fost să aliniem 6 culturi diferite pe 3 continente cu manageri proveniți din culturi organizaționale totalmente diferite și să facem un exercițiu de imaginație. Să ne imaginăm într-un port de conducere că avem și un danez, și un olandez, și un nemț, și un columbian, și un brazilian. Cam cum poate să arate din punct de vedere al culturii organizaționale. În România, tot la acest subiect, eu personal am condus astfel de procese în 7 companii. Din domeniile serviciilor financiare, construcții, alimentare, textile, s-ar putea să mai scape, au fost mai multe din același domeniu, toate derulate imediat urmare a unui proces de achiziție. LIM utilizează peste tot în lume în aceste intervenții organizaționale o metodologie proprie care se numește ARL. Action Reflection Learning se numește. Este o dezvoltare, să spunem,
dezvoltare proprie a cunoscutului action learning, îl întâlnim la suficient de mulți furnizori, avem pretenția că în ARL, nu suntem singuri care îl folosim, avem pretenția că suntem lideri mondiali în domeniu. Ce avem particular în programele noastre? Nu sunt nici de cum programe farmaceutice, programe cu un conținut cunoscut, cu un preț cunoscut. Sunt programe pe care le proiectăm împreună cu clienții noștri, nu-mi place termenul client aici, cu partenerii noștri de învățare și de dezvoltare, pornind de la principiile și de la instrumentele pe care le avem definite în Action Reflection Learning. Îmi place să fac sugestia unei cutii cu piese de puzzle, care sunt instrumentele ce compun ARL-ul, cu deosebirea că în puzzle-ul pe care îl cunoaștem și l-am așezat fiecare în copilărie sau copiii noștri îl fac acum, așez acele piese într-un singur fel și îmi rezolvă o singură poză. În proiectele noastre lucrăm cu un set de instrumente și un set de principii pe care le așezăm însă în funcție de ceea ce stabilim ca obiective și ca design de proiect împreună cu partenerii noștri. Suntem, cum spuneam, pe patru continente, avem consultați de 15 naționalități, nu voi insista aici foarte mult. Avem în față câteva din problemele, am fost nevoit să selectez câteva din problemele cu care partenerii noștri s-au confruntat și în care am fost solicitați să intervenim la un moment dat. Ce este specific și e una din diferențierile pe care credem, considerăm că le avem în domeniu, acela că nu derulăm programe, să le spun așa, de training pe studii de caz sau pe simulări. Lucrăm întotdeauna exclusiv pe problema pe care în acel moment compania partener o are și pe care își definește niște obiective. Sigur, în întâlniri ca cea de acum sau în unele similare vom veni cu povești, cu istorii de succes sau nu, pe care le avem în lume, pentru că ăsta este rolul unor astfel de întâlniri. Și am spus întâlniri de succes sau nu. Vă voi spune una care a ieșuat înainte de a începe, dintr-un motiv la care vă voi invita să reflectăm. Istoria se întâmplă în America de Sud, în urmă cu 3 sau 4 ani, exact pe domeniul safety. Problema unei companii care lucrează în 3 țări, în America de Sud, era de nivel ridicat al accidentelor și incidentelor, temă pentru care s-a adresat colegilor mei din Columbia. Urmarea primelor interviuri și a încercării de definire de obiective și a co-design-ului programului, compania potențial partener a constatat că sugestia LIM este că programul trebuie să se deruleze de sus în jos în organizație, începând cu liderii care trebuie să fie motorul transformării organizaționale. De anticipat sau nu, concluzia și respectiv propunerea de co-design a stârnit o oareșcare reacție neplăcută la nivelul companiei. Noi suntem liderii, noi știm foarte bine ce facem și vina este la un alt nivel și nu la nivelul nostru. Astfel încât programul în companie, am aflat ulterior, s-a derulat, dar s-a derulat cu resursele interne, cu trainerii interni și cu cei care se pricepeau în interior, probabil, tendința fiind, nu trebuie să mai vadă și alții din afară ce se întâmplă în cortea noastră.